Ia-te, rog frumos, acum partea ta conștientă și lasă deoparte pe timpul acestei sesiuni. Nu ai voie să te hipnotizezi? Da. Super. Bun, acum inspira adânc și apoi menține respirația câteva secunde, după care expiră și lasă ochii să relaxeze, să elimine absolut orice tensiune din corp. Lasă acum corpul să relaxeze cât mai adânc posibil. Focalizează-ți acum atenția la nivelul ochilor și relaxează-i complet, relaxează-i total până la punctul în care nu-i mai poți mișca. Este ca și cum nu ai mai putea să-i deschizi. Când știi că ai atins acest punct, menține acea relaxare completă și totală și menținând-o, încearcă să vezi dacă poți să deschizi ochii fără să înlături starea de relaxare. Foarte bine. E ok, suficient, nu mai testa. Dă voie aceste relaxări să coboare din creștetul capului și să extindă întregul tău corp până în vârful degetelor de la picioare, cu fiecare respirație a ta. Foarte bine. Iar acum eu o să număr de la 1 la 3, iar când ajung la 3, încearcă să deschizi ochii, iar apoi închizi la loc și de fiecare dată când faci acest lucru, dublezi relaxarea pe care o ai acum. Trebuie doar să vrei acest lucru și vei vedea cât de ușor îți este să obții acest lucru. Foarte bine. Iar acum încep să număr. 1, 2, 3. Nu mai încerca. Mai adânc, mai relaxat. Stai cu ochii închiși și dublează relaxarea în care ești. Simte această relaxare cum curge în corpul tău, relaxându-te și mai adânc, și mai profund. Iar în câteva momente o să număr din nou de la 1 la 3, de această dată când închizi ochii, triplezi starea de relaxare pe care o simți acum în corp. Simți ca și cum devine de 3 ori mai adâncă. Și încă o dată. 1, 2, 3. Mai adânc, mai relaxat. Foarte bine. Triplează starea de relaxare. Este ca și cum corpul tău este acoperit de o mantie de relaxare ce relaxează acum fiecare mușchi, tendon, fibra corpului tău. Ok, iar acum, pentru ultima dată, o să număr de la 1 la 3, iar de data asta când închizi ochii, o să vezi dacă poți să ajungi la de 5 ori mai adânc relaxarea în care ești. Și în acest moment, 1, 2, 3. Foarte bine. Lasă-te cuprinsă de această stare de relaxare. Iar eu o să număr acum de la 1 la 5, iar la 5 starea de relaxare pe care o ai va fi de 10 ori mai profundă. Este exact ca și cum ai lăsa un capot ud pe un scaun. Moale și greu. 1, 2, 3. 4, 5. Foarte bine, mamă. Acum ai obținut relaxarea fizică completă. Merge mai departe cu relaxarea mentală.
și vei vedea cât de ușor este de obținut aceasta. În câteva clipe o să te rog să încep să numeri descrescător, rar, cu voce tare, de la 100 în jos. Și cu fiecare cifră pe care o rostești, dublează relaxarea mentală. Cu fiecare număr pe care îl rostești, dă-i voie minții tale să devină de două ori mai relaxată. Scopul nu este de a număra, ci a te relaxa mental, de a elimina acele numere din mintea ta. Astfel vei vedea că ajungând la 97, poate chiar mai repede, mintea ta va fi atât de relaxată încât pur și simplu restul numerelor care sunt după 97 vor dispărea din mintea ta. Pur și simplu nu va mai fi nimic de numărat. Tu trebuie să faci asta pentru că doar tu o poți face. Acele numere vor dispărea dacă tu dorești asta. Pornește cu ideea că poți, că te aștepți la asta, că vei realiza acest lucru și vei vedea cât de ușor este să elimini din mintea ta toate acele numere. Pentru că tu vrei să se întâmple asta. Iar acum rostește primul număr, 100, și dublează relaxarea mentală. Foarte bine. Dublează acum acea relaxare mentală. Lasă-le să înceapă deja să se îndepărteze, să dispară. Următorul număr. Poftim. Încă o dată dublează relaxarea mentală. Începe să le disipezi, să le elimini, să le îndepărtezi. Următorul număr. Poftim. Nu te aud. Foarte bine. Lasă-le să se piardă, să dispară. Elimină-le. Poți să faci asta foarte ușor. Doar tu o poți face. Șterge-le din mintea ta complet. Au dispărut? Foarte bine, Mona. Cum te simți? Bun. Iar acum, Mona, vreau să-l chem pe Sorin să vină în fața ta. Iar în momentul când ajunge, să-mi spui. Ai ajuns? Super. Spune-mi, te rog frumos, din punct de vedere energetic, cum arată? Ce culoare are corpul lui? Tot. Bun. Deschide, te rog frumos, un portal intradimensional în fața lui. Iar eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care sunt cu el, în el și pe lângă el, vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3. Să-mi spui ce se întâmplă, te rog. Au ieșit 5 raze minunate care
prins. Da, energie neagră. Da. Și cum ar topi-o de pe ea? Perfect. După ce se termină tot procesul, să-mi spui, te rog. Au intrat frazele, apoi în alt, iar Sorin a rămas ca un fum. Bun, perfect. Care este culoarea corpului energetic acum? Sub acel cum este galben, Ce culoare are fumul? ne Bun. Transmite-i, te rog, mentalului Sorin. Că din acest moment absolut orice contract, pact sau înțelegere a avut cu orice entitate, el le reziliază, le rupe. Drept urmare, absolut orice entitate care este cu el, în el și pe lângă el, să se deconecteze complet de el și să ia o formă în fața ta. Optim? reptilă. O reptilă. Doar atât? O insectă. Da. Celulară. Cum? Ca o libelulă. Frate, insectă. Deci de câte două entități, da? Da. Perfect. Cum se numește reptilul? Cherix. Cerix. Ah. Mă las vorbesc eu? Da. Cerix, mă auzi? Bună seara, ce faci? De ce? Mina Poftim? orbiți mina Uită-te în altă parte. De cât timp ești cu Sorin? 3 ani. Ce te-a atras la el ca și entitate? De ce ai venit la el? De ce te-ai prins de el și nu de alt om? Energiile care le emana Ce energie emana? e vibrație joasă. De ce emană aceste energii de vibrație joasă? Zona capului avea niște vortexuri energetice. Cine a pus acele vortexuri acolo? Ca o cască, era altă gheață. Bun. Rămâi acolo puțin, te rog, lasă-mă cu Mona. Mona? Da. Chiamă, te rog frumos, să vină în fața ta acea entitate care a pus acea cască în o viață anterioară.
este o cască de soldat, covarul. Da. Are lângă el și o surță. Are lângă el și o surță. E Ok. un blocaj. E un blocaj mental. Și casca a fost pusă cu un anumit scop de tot soldat. Care a fost acel scop? De manipulare mentală. Ok. O Cine? facilitate de vibrație jos. Ok. Cheamă să vină acea entitate de vibrație joasă în fața voastră. A venit? Cum arată? Haină gri, alizată, lungă, ca o pelerină. Are Da. ceva alb. Ok. Zice că vine de pe Orion. Poftim? Zice că vine de pe Orion. Ok. Cum se numește? O utun. O utun. O utun. Da. Bun, mai las să vorbesc. Da. O utun, auzi? Cine vrea să știe? Un om. Ce te interesează? În primul rând, de unde vii? Reon. Oreon sau Orion? Oreon. Orion. Bun. Orion este la distanță mare de cealaltă planetă de Orion? Nu, două planete. Bun. De ce ai venit pe Pământ? Construirea oamenilor. În ce domeniu vrei să-i instruiești? De ce necesita să fie umanitatea instruită în domeniul militar? Trebuia adusă pe o linie temporală, anume. De ce? Pregătită pentru milenii. Pregătită pentru? Milenii noi. Pentru milenii noi? Viitor, într-un anumit viitor îndepărtat. Ce reprezintă acea cască care ai pus-o pe capul lui Sorin în viața anterioară? O cască care produce anumite frecvențe de manipulare. A, deci, practic, voi nu vreați să pregătiți omenirea, vreați să o manipulați. Sunt două concepte total diferite. Sunteți în război cu cineva? Poftim? Ok, și atunci de ce nu ați vrut să pregătiți omenirea în artă, în muzică? De ce în arta războiului? Această parte, în această zonă.
Suntem noi pregătiți și nu se încă. De cine vi se impune? Anumite entități din zona galaxiei. Care sunt aceste entități? De rang superior nou. Aceste entități de rang superior vouă sunt cunoscute și de umanitate? Da. Cum sunt cunoscute de către umanitate? Sub ce nume? Xenon. Cum? Xenon. Xenon. Atât de cunoscut sunt încât este prima dată când aud de ei. Au fost. Să De ce vă impun aceste entități să manipulați umanitatea? suntem pregătiți nu numai pentru guerra și pentru Ce se întâmplă cu voi când vă părăsiți corpul fizic? dăm aceste corpuri ca o carcasă care nu se deteriorează, iar energiile trec la un alt, rămân alte carcase ale altor. Din ce sunt formate corpurile voastre dacă tu spui că nu se deteriorează? Anumite substanțe care permit și transformarea lor om în diferite forme, care ne ajută în lupte. Lupte cu cine? Oricare dintre specii. Dar ai spus că nu sunteți în război. Suntem Poftim? implicați. Dacă vom fi implicați, suntem. Și atunci de aia vreți să manipulați umanitatea în arta războiului ca să lupte pentru voi sau în numele vostru? Va veni momentul, da. De ce crezi că eu, ca și om sau alt om, ar trebui să luptăm pentru voi? Poftim? O pregătim să Dar eu nu vreau să mă pregătesc în arta războiului. Vreau să învăț să pictez. Mă poți ajuta? nu noi. De pe alte planete din constelație. Din ce constelație? Dar nu colaborează. În momentul de față, la câți oameni ați spus acest gen de tehnologie de cască de control pe cap? Ai rămas 562. Cum? Au mai rămas 562 în aceste vremuri, timpul tău. Ați fost ocupați, nu glumă. Fost mai mult.
Ați spus doar pe capetele bărbaților sau și ale femeilor? Bărbații sunt cei mai ușor. Poftim? Bărbații sunt cei mai ușor de manipulat. Bun. Autun. Ideea e în felul următor. Sorin a deschis ochii, a realizat, a văzut, a simțit și nu mai vrea această cască pe capul lui. Iar având în vedere că tu i-ai pus-o, că tu interferezi cu el, trebuie să te supui anumitor legi universale și să-ți iei jucăria, să o deconectezi complet de capul lui. Acest oameni sunt 560. Poftim? Acest moment au mai rămas 560. Ok, perfect. Dă-o jos și lasă-mă cu mână. Mână. Da. Să-ți spui ce face. A ridicat deasupra pământului. Am văzut cum în altă parte a globului a mai eliberat cineva. Perfect. Bun. Întreabă-l acum dacă problemele lui Sorin cu alcoolul se datorează acelei tehnologii a lui. Și apască de simplu penetra creierul, ea craniană și în ochi, în frunte, undeva mai jos de ochiul drept, parcă are o gaură. Nasul, gâtul și în gât sunt două canale energetice din acea cască. Mintea lui Dorin e ușor ca și cum ar fi un haos tulburat, să zicem. Da. Da, de acolo îi se trag toate. Bun. De parcă oricât ar bea, nu l-ar satisface acea băutură. Ok. De ce în anul 2014 a vomitat sânge? În plămânul drept. Văd ca un ac, ca un cârlig mare. De către cine? Tot de către aceasta. De către ce entitate? E ca o agonie. Provocată, intenționat. Bun. De ce în anul 2012, tot în aceeași lună, adică în luna martie, pentru o zi întreagă, n-a știut de el, n-a avut nicio memorie ce a făcut în acea zi, după care a fost inconștient și a vomitat din nou sânge? Cea printr-un proces de, să zicem, anulare, curățare, să zicem, făcut de această entitate. Văd cei doi lobi care se văd niște vițe, ca niște rădăcini rămase atât doar. Restul este ca un craniu, ca un creier artificial. Bun. Setare. Ok.
Dacă și-a dat absolut toate implanturile jos, poate să plece. În afară de acea cască, a mai pus și altceva în Sorin. Nu, el nu. Perfect. Atunci să-și ia casca, jucăria, să plece unde vrea. Și-a luat și acel cârlig, eu zic, ancoră, care era în mânul drept, care este în și-a luat. Scoate la nivelul acum a creierului. Da. Conectează ca un aparat. Creier artificial. Lasă anumite dâre. Acum gata, scos tot. Perfect. După ce pleacă, să-mi spui, te rog. Îndepărtează. Bun. Este preluat de o navă. Ok. Să revenim acum la reptiluța noastră dragă, la Cerix. Întreabă-o el dacă a pus implanturi în Sorin. În dreptul gâtului parcă are o placă metalică legată cu un fir gros sau un canal negru de energie. Și în dreptul coloanei vertebrale, în dreptul cervicalei, văd anumite fire conectate, neumane. Da. Toată suprafața coloanei, în loc de nervi, sunt anumite fire de o culoare așa măluasă, care sunt băgate doar în abdomen, în torace nu sunt băgate. În abdomen și în bazin. În bazin acolo. Asta sunt. Ale lui. Ok, să le scoată pe toate. Oh, dezlipește de pe coloana lui toate acele, ca o plasă, o plasă de fire, multe, multe. Iar în partea interioară, lipit de coloană, parcă are un medalion, ceva argintiu. Da. Și-a luat tot și de cervicală și acum ia din zona gâtului, acea placă metalică care acoperea tot în zona gâtului. Gata. Bun, perfect. Din cauza acelor implanturi care aparțin, avea Sorin dureri de picioare? Picioarele lui Sorin parcă sunt călcâiele parcă sunt lipite de bazin. Da. Partea din spate, așa. Și nu avea nicio putere să... Parcă nu le avea, parcă le avea anulate. Bun. Erau anulate de către cine? Erau anulate de acele fire, multe, multe, care se opreau în coloană în dreptul bazinului și din bazin, din partea așezut, parcă ele erau legate de călcâie și aduse în spate.
Da. Restul, femurul, parcă era singurul parcă pe care îl simțea, mai simțea, restul nu. Era genunchi în jos, genunchi, gambă, călcâi, lama piciorului, nu le mai simțea. Parcă erau lipite de fund, efectiv. Era încorsetat, așa, era imobilizat, să zicem. Bun. Dacă și-a spus absolut toate implanturile acea reptilă, spune Cerchi fire, da. să-și deschidă un portal și să plece. Unde vrea el. Nu sunt într-o anumită instalație și Ok. Bun. Acea insectă. Care este numele ei? V-I-R-I-C. Viric? V-I cu 2 de I. V-I-R-I-C. Viric. Ok, mă las să vorbesc. Da. Viric Mouse. Da. Salutare, de cât timp ești tu cu Sorin? De ce l-ai ales? Energiile Poftim? lui îmi permiteau să depun anumite ouă pe el. Era ca un incubator. La ce-ți folosea aceste ouă? Ouăle erau ale speciei mele, iar energia lui ajuta la menținerea lor și la dezvoltarea lor. Exceptând acele ouă, ai pus și implanturi în ea? Nu foloseam doar de energiile lui. Bun, perfect. Ideea este în felul următor. Sorin nu te mai vrea nici cu el, nici pe lângă el, nici în ea. Drept urmare, trebuie să-ți deschizi un portal intradimensional și să pleci unde vrei tu, să nu te mai întorci niciodată la el. Am înțeles. Super, lasă-mă cu Mona. Mona, A. să-mi spui ce face. Și acele ouă de pe abdomenul și din abdomenul energetic al lui Sorin, cu anumite ustensile, să zicem așa, ca niște pipete, multe pipete. Da. Parcă fiecare pipetă își ia oul pentru a nu fi picate, să zicem așa, să nu le strice, să nu le damage, să nu le deterioreze. Da. Și jos la bazin
are obturat la aparatul reproductiv, are o bilosferă neagră. Pentru ca toată energia lui sexuală să fost folosită pentru acele ouă. Ok. Și așa acea sferă și în momentul în care a luat acea sferă deja energii albe de viață, de energii pure încep să se manifeste în zona aparatului productiv. Parcă îi redă activitatea sexuală. Da. Încep să, exact ca niște energii ușoare, de la picioare, de la vârful picioarelor, încep să se ridice către cap și inundă corpul cu energii galbe, cu particule galbene, luminoase. Da. Și ridică vibrații. Le avea, dar nu, erau inactive. Iar în zona cutiei craniene, deja energiile negre dispar. Deja nasul, gura, ochii sunt ușor întredeschiși. Ușor, dar ușor, dar e un început. Are o expresie liniștită, calmă, caldă, parcă e somnoros așa, parcă se trezește din coma morțială. Și mental deja începe activitatea cerebrală să funcționeze. Ok. Parametrii acceptabili. Ca și Perfect. cum creierul nu l-ar fi mai folosit de mulți, de mulți ani, mulți, foarte mulți. Întreabă-l pe Viric dacă din cauza lui sau din cauza implanturilor lui Sorin avea probleme cu cititul și scrisul. Nu. Din cauza acelei entități care i-a modificat creierul. Din cauza lui O2. Da, o da. Bun. Problemele cu stima de sine din cauza cui veneau? Erau total otun, deoarece era lipsit de orice emoție, sentiment, trăire a lui, a ființă umană. Nu mai avea nimic. Bun. Reacționa după acei stimuli. Perfect. Spune să-și deschidă și el un portal intradimensional și să plece unde vrea, să nu se mai întoarcă niciodată, pentru că asta este dorința lui Sorin. Da, a plecat. Bun. Perfect, Ioana. Iar acum, spune-mi, te rog frumos, ce culoare vezi corpul energetic al lui Sorin? Galben lucros, mici, mici, pete gri. Bun. Care este nivelul de vibrație a lui? 7465. Perfect. Creați, te rog frumos, un perete din foc lichid. Da. Și spuneți să treacă prin el. A rămas ceva în urmă? Ceva foarte fin, fin, acele pete gri care le văzusem, care Perfect. s-au topit Perfect. intrând în perete. Strânge, te rog frumos, acele pete gri, pune-le într-o sferă de energie înaltă și aruncă-le în soare. Da. Perfect. Bun. Care este nivelul de vibrație al lui acum? 13. Super. Chiar
Da, te rog frumos pe Rafael. Atinge-l, citește informația ADN și fii sigură că este el. Da, el este. Bun. Roagă-l acum să se uite la Sorin și să mai rectifice, să repare, să refacă ceea ce mai trebuie în plus. Sorin parcă este pus într-o arenă, iar în mijlocul, în jurul lui, sunt puse viciile lui, ca niște capete negre. Da. Acum nu le mai vrea. Se învârte în jurul lui, dar nu mai are nicio tangență Foarte cu bine. el. E conștient de el și de ceea ce se întâmplă. Îl văd foarte slăbit din punct de vedere energetic. Da. Rafael a comunicat cu el un pic înainte de a-l l-a scos din acea arenă, Da. l-a el. Mâinile lui Sorin sunt în mâinile lui Rafael. Parcă i-ar fi făcut două găuri în palme. Și se scurge ceva prin palmele lui. Ceva ca un lichid negru. Parcă din venele lui. Venele lui sunt cu o substanță, pline cu o substanță neagră, verzuie. Verde, parcă e o travă ușor. De unde provine acea substanță? Mediul în care lucrează. Ok. Face transparent de la gât în jos până la abdomen. Parcă văd prin el, parcă e o imagine alb-negru. Da. Acum și capul la fel îl curăț. Și piciorușele îl curăț, le curăț. Mâinile le lasă așa momentan. Are anumite fâșii energetice pe el, le pune Rafael, parcă completează, îi dă anumite valențe. Ok. Fiecare parte a corpului are energia bine stabilită. Partea de jos a bazinului este roșie, partea abdomenului este albastră, oranj, partea din dreptul plexului solar și tot așa alb, zona gâtului, a inimii. Nu, a inimii e un film un pic roșiatic. Da. E dar parcă e pictat. Și acum îi le întregește, îi le adună, îi le unește toate energiile. Și acum parcă i-a dat o stare de drept așa, ferm, că e bine stabilit tot, știe de acum încolo ce va fi, liniște și râde. Îi dă toate stările să le trăiască, să le simtă și Sorin acum parcă trage aer, așa și senzația acum îți umfli pieptul și parcă resimte toate emoțiile umane. Da. Parcă simte că trăiește. Evident. Dar acum îl energizează. Ok. Deschide un ochi în dreptul frunții. Are un ochi mare în dreptul frunții și cu două pleoape. Gata.
Bun. Perfect. Întreabă-l acum pe Rafael. Cine sunt aceste entități care le-am întâlnit azi pe nume Xenon? Cine sunt sau ce sunt? Este o ierarhie care de milenii până în prezent s-au divizat, nu mai sunt atât de puternici. Au adus teroare oriunde au fost. Păi, din câte observ, încet, încet, încep să ajungă și pe Pământ. Pe Pământ de multe milenii. Și voi ce faceți? Încercăm să fie echilibru. Cum? Ridicăm vibrațiile. Dar nu ar fi mai simplu, nu ar fi mai simplu să nu le acordați accesul pe Pământ? Am fi început multe război. Între cine și cine? Între multe entități. De ce ar fi început aceste războaie? Nu avem voie să ne implicăm. Decât acolo unde este energie, multă, vibrație înaltă. Deoarece, dacă am fi apărut în anumite zone unde vibrația era scăzută, s-ar fi înțeles altfel. Cum? Noi nu eram percepuți și s-ar fi văzut și n-ar fi, sau fiecare entitate din Univers implicat aici pe Pământ ar fi dat sau ar fi lovit tot în oameni, în umani, crezând că de la ei vine acest. Deci, practic, prin non-intervenția voastră, încercați să protejați umanitatea? Intervenim, dar pe ocolite, nu implicați direct. Probabil că E de aici. de durat, e de durat. Probabil că de aici vine și propoziția încălcite sunt căile Domnului, nu? Este peste puterea de înțelegere a umanilor. Pentru a-i proteja, suntem nevoiți. Aceste rezolvări, aceste implicări să fie de durat. De ce nu dați putere mai mare oamenilor? N-ar înțelege în condițiile care sunt. N-ar ști ar folosi-o la nivelul lor de umani. Nu ar depăși. Și ar face rău, presupun, înrobind alte civilizații de pe alte planete. Orice. Se poate. Corect. Bun, Rafael. Mulțumesc mult. Lasă-mă cu Mona și te poți întoarce de unde ai venit. Mona? Ia-te rog frumos acum pe Sorin și mergeți, vă rog, în fața Consiliului care a decis reîncarnarea lui în această viață pe Pământ. Da. Din câți membri este format acel consiliu? 17.
care dorește să vorbească cu noi. Cel de pe nivelul 3. Perfect. Transmite, te rog, să ideea lui Sorin contractului de reîncarnare. Da. Să-l deschidă și să scrie următoarele pe următoarea pagină goală. Da. De acum înainte, renunț la absolut oricare viciu îmi dă târcoale și de asemenea vreau să îmi refac viața și nu vreau să mai fiu interferat de absolut nicio entitate. Da. Să-l semneze, după care să-l dea la semnat la toți membrii acelui consiliu. Da, l-a dat deja. Da, a ajuns. Perfect. Acum reveniți înapoi, pe pământ. Da. Și spuneți să te ducă unde locuiește el pentru a verifica acel loc, acel casă de energii negative. Da. Ok. Uită-te de jur împrejur și spune-mi dacă vezi anumite energii negative sau poate nu sunt. În acea casă, să spunem în living, este un cerc care iese din el o tijă alb-gri, un alb murdar. Și se învârte și parcă atrage tot ce este în acea cameră. E ca un vârtej, dar foarte bine controlat. E ca un cilindru, acel vârtej. Perfect. Bun, Mona. Deschide, te rog, un portal intradimensional acum. Am deschis deasupra. Ok, iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate tijele, cercurile, energiile negative care sunt în acel loc, cu acel loc și pe lângă acel loc, vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3, da. Perfect. Când se termină de făcut curățirea sensului? Acel portal deschis de mine parcă toacă tot. Inclusiv văd foarte multe entități cu lumină care se lășluiau în acea casă. Da. Da. Uite, entități de frecvență joasă, fățișări hidoase, alte camere din această casă, alte energii negative. Ok. Ok, gata. Mai este ceva de făcut acolo? Nu. Tot ce văd e că Sorin parcă și-ar fi făcut un fel de sanctuar din cristale. Gata. Parcă are o poartă fizic stelară, că văd universul, cosmosul, pe pardoseala, în camere unde stă el. Gata. Bun. Dacă ai terminat și acolo, mulțumește. Da. Te simți bine? Da. Bun. Te doare ceva? Nu. No.
Bun, iar acum o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu revin apoi în timpul prezent de unde vorbesc eu și în corpul tău, aducând cu tine toate beneficiile și realizările din această terapie. 1, 2, 3. Te-ai reincorporat complet, ești liber, liniștită, simți cum se întorc înapoi în tine toate energiile tale. Simți aceste energii ca o forță care se aprinde în tine și îți energizează tot corpul. Celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. 5. Deschide ochii.